proba 456. Printre note de pian, alergând tobe grele, printre gândurile mele zâmbesc numărând stele, zile de vară frumos întins pe jos privind în cer senin, sătul de zile de chin la muncă și prieteni ce nu mai vin. Mai e puțin până la zile de concediu și n-am glumit când ți-am zis că n-am remediu. Îmi place să scriu, ascult într-un bitare pe fundal la soare, eventual cu o țigare în boș, o cafea clar. Aș vrea să dau chile jos, să mă întorc la pătrățele, dar n-am chef de spus și-mi plac fripturile. Deci mai bine dă-mi un plumă roșu, ține-mi companie, că niciodată nu se știe mâine ce o să fie. O duc bine, mersi, n-are rost să mă plâng. Alung gânduri negre, clipele nu îmi ajung să spun ce vreau să spun, să fac ce vreau să fac. Timpul e prietene, nu mai băga zile în sac. Sunt în criză de timp, sunt în criză de timp, sunt în criză de timp. Hai, ridic o mână sus dacă simți ce simt. Sunt în criză de timp, în criză de timp, în criză de timp. Ridic o mână sus dacă simți ce simt. Parcă-mi pierde cheful de muncă, mă simt din ce în ce mai lent. Nu mai e tot atât de clar sau nu mai sunt atent. Se schimbă tot în jur, pe ce trebuie să mai pun accent. Evident nu-mi găsesc loc, cu mintea fuge permanent la anii tinereții fără griji de șernământ. Când simțeam că pot face orice, crede-mă pe cuvânt. Rațiunea parcă mă trage înapoi, despic firul 14 și apoi îl împar la doi. De ce? Odată cu vârsta se schimbă și modul de a gândi. Când ești matur se schimbă sensul verbului a fi. Echivalentul ar fi a supraviețui, a plănui, a te mulțumi cu ce ai sau cu eșecuri, știi? De ce să-ți dau când tu încerc mai mult? Îți dau gânduri bune și muzica asta ce-o cânt. Ce aștept de la tine? Un lucru dacă se poate. Dacă-ți place, ajută-mă și dă-o mai departe. Sunt în criză de timp, 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 în criză de timp. Simți ce simt.